Mă numesc Manole Teodoraș, e provenit de la Liceul Teoretic spre Hare Sățelvăinești. Eu am diverse hobby-uri, printre care și desenul prin grafit și cărbune, dar vreau să încerc și să pictez. Deci a sunat foarte tentant când am primit această propunere de a veni în acest workshop care a fost foarte interesant despre cum se picta în rolul mobilă, săsească, și e un stil foarte diferit față de cel cu care sunt eu obișnuită, dar a fost foarte extraordinară experiența, pur și simplu am captat niște detalii pe care nu aș fi putut învăța dacă, nu știu, m-aș fi documentat pe internet sau aș fi citit undeva, sunt niște chichițe în pictura asta săsească pe mobilă, cum se învârte pensula, cum se pune presiunea și, efectiv, câtă vopsea se pune pe pensulă. Și detaliile astea sunt foarte importante în această artă a picturii. Și mă bucur foarte mult că am ajuns în acest spațiu foarte deschis și primitor și mi-a făcut plăcere să întâlnesc toți oamenii pe care i-am întâlnit în acest loc.